Când ați aflat de existența unor astfel de zboruri și de când desfășoară o astfel de activitate? De ce nu s-a făcut nimic de atâția ani? De existența unor astfel de zboruri am fost informat undeva la începutul lunii iulie, în condițiile în care mandatul meu a început la sfârșitul lunii iunie, context în care am dispus imediat măsuri pentru legale pentru a sancționa activitățile de zbor neautorizat în zona de delta. Înțeleg că astfel de activități, urmare a informărilor obținute din partea colegilor de la comisariate și de la serviciul de monitorizare al RPDD-ului, înțeleg că astfel de zbor se desfășurau și în anii trecuți. Din păcate, și nu vreau să comentez de ce posta conducerea a rezervației nu a luat măsuri în acest sens, din păcate nu au fost luate niciun fel de măsuri pentru a stopa o astfel de activitate economică sau de a găsi soluție ca activitatea economică să intre în legalitate și, bineînțeles, să nu afecteze biodiversitatea. Au fost aplicate mai multe amenzi. Care este soluția pentru viitor? Îi puteți opri de tot? Vă doriți să-i opriți sau vă doriți să continuă, dar cu respectarea prevederilor legale? În primul rând că din iulie și până în prezent au fost aplicate 7 amenzi. Maximul prevăzut de lege prezintă 700 de lei. Toate amenziile sunt în valoare de 700 de lei fiecare, deci amenzi pe maxim. Din păcate, presiunea antropică este foarte mare. Legislația nu ne permite să luăm altfel de măsuri, fiind doar o activitate sancționată contravențională. Și atunci soluția ar fi să găsim metodele și măsurile legale pentru ca o astfel de activitate să fie autorizată, iar acest lucru se poate face numai prin studiile de impact asupra mediului pe zona respectivă, cu respectarea legislației impuse de legea zonei costiere, pentru că sunt în imediată apropiere a zonei de litoral, cu respectarea legislației impuse de autoritatea aeronautică și, în ultimul rând, cu soluțiile de sau identificarea măsurilor de securitate pe zona de aterizare de colare. Aici lucrurile pot fi făcute relativ simplu. Mă refer la o identificare a unei zone de aterizare de colare sigură, printr-o discuție pe care cei de la Clubul Aeronautic ar trebui să o aibă cu primăria Sfântul Gheorghe și în zona economică a OAT-ului să identifice un teren, un spațiu care să corespundă din punct de vedere al securității aeriei și toate celelalte. Nu e practic construcția unui aeroport, cum de altfel spun toți, ci vorbim de o pistă de aterizare pentru avionate ușoare. Bun, și o ultimă întrebare. Ce ne facem dacă astfel de cluburi apar și prin alte zone prin delta? Nu ar fi această biodiversitate afectată de activități de genul acesta? Ești un special păsări? Exact asta spuneam. N-am spus că vom autoriza. Trebuie făcute studii. Okay. Privind impactul asupra mediului și vor lua o decizie ulterioară. Deocamdată am avut o primă discuție cu cei care efectuează astfel de zboruri. Urmează să avem o nouă altă rundă de discuții cu primăria Sfântul Gheorghe, cu stakeholderii din regiuni, din zonă, precum și la nivelul Consiliului Județean, evident, cu participarea RBDD-ului, pentru a vedea care sunt pașii următori pentru a fi realizați. Nu spun acum de autorizare, ci doar de efectuare și demararea unor studii de impact asupra mediului. Până atunci, dacă efectuează zboruri, îi amendați în continuare? În continuare, va lua măsurile impuse de lege.